Billy spune... Toată lumea aplauze. Deci da. Deci, intro. Nu, toată lumea aplauze. Bine v-am regăsit, dragii mei, într-un nou episod din Skyblock de pe serverul... Am vrut să zic serverul nostru, nu, de pe serverul, de pe serverul prietenilor noștri MCX, tovarășii noștri de... Au cotul. Am accidentat, nu, ambulanța. Piu, piu, piu. Ha, mă, gaci, da, mă, unde? Să vedem. Ce? Care. Gata. Mână, no, cop, care. Mă, hai, băi, ho, prr, na. Damn. Bun, oameni buni. Am încercat noi să mai filmăm un episod amuz, nu știu câte săptămâni, luni, ani. Da, mă. Există mobi acolo. Hey. În care noi am mutat toată șandrama asta de aici. Aveam aici un stone generator, adică un generator de piatră. Da. Și l-am mutat aici, lângă ăsta alt. Lângă loserul ăsta ce generează oruri și căcaturi de genul ăsta. Și folosindu-ne de fly, cam ăsta e generatorul, știi? Adică cam ăsta de aici. Adică s-a întâmplat că s-a întâmplat și nu s-a întâmplat și... Stai așa, că dau un F1 să vedeți cum stă toată treaba. Oricum, dacă tot timpul până acolo să vă fac un tutorial cum să-l faceți. Practic ce face toată treaba asta, în loc să genereze... Cobblestone, el generează piatră. Face piatră pură. Și acum dacă fac un slash game mode 3. Stai, nu 3 era, mă, sau cât era? 3, ca să te bagi prin bolvani. 3, da, dar nu merge, nu-mi intră capul. Doamne că nu-i setat. Nu merge. Hai că te ping eu. Slash game mode 0. Că spargem un cub. Dar n-am vrut să spar nimica mea. În fine, deci cam asta face ăsta. Generează piatră. Vine cam și continuă. Cam transformăm într-un mob de ăsta, nu? Continuă să genereze. Hai, zâmpă că ai acela mob spawner. Fete, ești pregătit? Ia. Până-i corect, mă. Dar nu, că nu-i corect, deci nu. Ce? Deci, fete, deci, mai fete. Mai fă o dată. Ești pregătit? Ai, ce caser, vă rog, ești tâmpit, nu, eu, nu mă, știi ce, adio. Băi, mai dau una. mai vreți să... Nu mai fă mă de alea, mă. Nu mă rămân cu sabia aia în pana mea. Sabia Valras. Ai, pușcă mea, ce-a făcut măgarul ăsta. Bun, revenind înapoi la oile noastre. Practic ce face toată treaba asta, e foarte, foarte simplu. Am două săgeți, vrei? Nu, n-am ce să fac ele. Gen. Una ție. Hai să explicăm. Împărțim ca frați. Unde e satan, e lava? Unde e lava? În ăsta. Deci lava, îi... Nu e în dispenser. În dispenser. Cum e... nu e în dispenser, mă? Ba, în dispenser e lava, bun. În dispenser e lava și undeva aici, în dreapta, cred că avem apa, dacă nu. Nu, acolo, mă. Bă, nu acolo. Nu, în partea asta arată apa. Aul. Așa. Deci aici ai apa. Dă-i drumul un picuț. Da. Și practic ce face toată treaba asta? Din... stai că nu trebuie... Nu, stai că dărâm. Nu, trebuie să fie aici un cub, mă, de aia. Dar nu, mă, că nu dărâm, e plin, mă, e full, e până în capăt. Mai bine. Bun. Practic ce se întâmplă aici? Ce, bă, ai luat apa? Nu, n-am luat apa. Dar nu mai are ce să împingă. Practic ce se întâmplă aici? Că e până în capăt ăla. Avem un timer aici frumușel, care e făcut cu repeatere și chestii genul ăsta. Și aici în spate avem o schemă ca și la ferma de vaci, adică un dublu puls care dă drumul la lavă și oprește lava. Practic ce se întâmplă aici, vine apa frumușel, după care îi dă drumul la lavă și dacă lava este deasupra apei, nu o să se transforme în cobblestone, nu o să se transforme în piatră. Și după aceea avem un piston care împinge... toată șandramaua asta încolo, până în capătul ăsta. Dar bineînțeles, schema asta merge numai pe MGX aici, pentru că sunt ceva site speciale la server cu generatorul de cobblestone și treburi de alea. Schema merge oriunde, nu numai pe serverul ăsta, deci poți să faci oriunde treaba asta. Păi da, mă, dar în altă parte o faci mai ușor. O să-ți funcționeze, de ce nu? Așa, o să-ți funcționeze. Chestia e că, no, cum... e server și mai lag din când în când de la server și sunt o grămadă de plugin-uri aici. Schema e că de-aia trebuie să facem toată treaba asta cu
cum îi zice, toată treaba asta cu clock-ul și cu dispenserul. Dacă nu, normal, puteam să punem numai lava undeva deasupra apei și se transforma în piatră fără să fim nevoie să facem toată schema asta. Numai că nu, dat fiind... Da, stai, te întrerup alea. A ce ți se pare normal ca insula aia de sus să ne împing un pic? Mă spun. Să codărâmă nu știu mai. Nu e regulă. Be patient. Vezi, zici că e un fel de meduză. Ai răbdare, mă. Băi, dar zici că e meduză, mă. E o coroană. Ce coroană, mă? O coroană. Dar nu-i geaba, urmă, nu-i valoarea asta. E asta. Stai, mă. Oprește asta. Partea proastă e că nu putem să-l facem cum îl avem aici cu un bat switch care să detecteze un update acolo când apare blocul și să-l împingă. Și atunci creează un picuț mai mult lag decât cobblestone generatorul ăsta. Numai că acum de câtă piatră poți să ai nevoie până la urmă? Că... Bine, mă, și tu de câte piatră poți să ai nevoie? Păi, da? Gândește-o leacă, bă, câți oameni, copiii ăștia lălâi în pușca mea, că nu ai cum să le zici altfel. Și lasă pornești. Exact, în pușca mea. Băi, zi, am lag, bă, de ce am lag? Bă, pentru că ce? Ai lag. Dar eu nu am lag, eu de obicei nu, dar de ce da. Eu nu? Pentru că îți facă 3-4 mod. Și vezi, mă, când faci tutorial la mob-ul ăsta. De mob-ul nou. La mob ce se întâmplă. Să știu ce, aie capul meu, că ce tale mi-a dat mai aici. Gine, hai, doamne. Păi nu mai omor mă de ea, mă. Ce bă? Faci lag pe server. Faceți-o pe ce server-ul? A? Faceți-o pe ce server-ul? O filelu. Unde avem piatră, mă? Piatră? La mine. Dă-mi încoace, că gen nu trebuie repeatere și prosidele. Câte piatră trebuie? Cât ai, dă-mi încoace. O bucată. Bine, o bucată. Na, păi bine, mai am încă 50, da. Da, o fi chitră. Bine, na. Așa. Păi iau și pasă ce trec. Tot pe mă. Ce mă? Iau și pasă. Ce ai, vere? Dar ce-am făcut șeful? Dar ce-am făcut șeful? Acum trebuie să facem noi toată schema aia de aici, mă. Care vine ceva în genul ăsta. Păi nu trebuie să... Da, bă, dar de ce nu mă duc să cumpăr repeterele, sau nu? Dar pe la ce să le cumpăr, frate? Am bani. A, vezi, zi treaba, că le-am făcut. Am că-s bogat, mă. Nu trebuie așa multe. Eu am foarte mulți bani, mă. Bă, taci, mă, că mă disturbi aici. Bă, deci dacă am bani mulți de tot, înțelegi? Bun, da, fac. Fac. Pita. Pita lui Cristi. Eleup. Așa mă facem exact ca și la alălalt. Excelent! Tati, noroc, bani trebuie, femeie. Mulțumim, bani. Ce? Ia. Uf. Acum facem treaba asta. Aproape era să-mi scuip monitorul. Punem aici de-a lungul chestia astea, punem redstone, care sper să nu interferează cu... Dar nu, n-are cum. N-are nicio treabă. Și bam! Păi! Ai. Yeah. Ce ai făcut, mă? Du-te, mă! Ce e, mă, treaba asta, mă? Ce-i asta, mă? Ce cred că sunt așa? Și acum, dacă adică, dă... ce vrei să zici, bă, că acum o să împing încolo, așa? Ia. Yeah. E? Yeah? Da. Și adică vrei să zici că iară strău pistoane, nu? Am un stack, dar o să ne mai trebuiască un stack și ceva. Am un stack. Mai, mă duc la shopping. Stai, mă, stai. Ce, bă? Stai, mă, ce? Mai ai să atunci. Mă duc. Mă duc, la shopping în pușcă. Uai, ce lag a fost, mă. Ai, e lag. Îți dai seama că faci asta lag în pușcă. Nu te aștepți să nu facă lag deloc, nu? Bă, dar a fost foarte mult lag, mă, știi de ce? Dacă mai ales dacă stai lângă ea. Cam dat slash warp și mi-a apărut după o secundă. Ceva plus. Uai, ce de... Să gândi ăștia aici. Dar ce ne mai trebuie, mă? Pistoane. Na, pistoane. Noi restul avem, dită-te. Restul nu avem. Noi cam nașpa cum am făcut și noi. Și câte pistoane vrem, mă? Un stack? Două stack-uri. Bă, aho, bă, că te-ai închins deja. Nu-i bine cum am făcut asta aici, mă. Da, bă, tu ce crezi că eu ești bancher, mă? Păi tu ce te lauzi că ai bani, nu? Am zis eu că am bani, mă, dar nu hăpt în halul ăsta încât să stric pe-ți odată. Stric cam părând. E, bă, Dark Oak Sapling. Aici e pana mea, dar cum să nu? Patronii de avem. Nu? Nu avem eloc? Nu. Așa, that mate, my friend, my mate, my mate, friend, mate, what? Sucks. Da, fuck, are-i fucking eloc.
The fuck you doing here, Timo? The fuck is wrong with you? You joke, Dark Oak? Cine, mă? Ia, ia, și Dark Oak. 4. Numai, numai 4. Păi cât ce trebuie, ță, să... L-am spus. Bun, hai că aici am făcut un pic. Ce, m-am stricat ăsta, bă, nu-i rău, cum era? Ce stricam, mă? Bă, capul în jos, mă. E perfect, mă, ce bine arată, atât mai bine decât restul. Capul în jos. Ce ai făcut, mă, lălâule, ai stricat? Nimic, bă, totuși sub control, stai niște profesionist. Au, de ce mi s-a blocat? Bă, ce mai, ți-i faume, mă? Mie, nu. Vreau pește. Am ce să fac eu. Fac. Atunci, ce mai, un cartof, vrei? Bă, știi care e faza, Ferdinand? Eu aici am făcut, am modificat un picuț chestia asta, să punem să-i bată. Bă, luăm un beacon, mă. Ia un beacon, dar nu știu ce face cu el, dar mă rog. Al doua, mamă, să l-avem. Bă, ia un beacon acolo, să avem luat, mă. Să fie. Să fie la număr. Bă, și fer, nu ne trebuie. Nu, că avem de la. Avem mult fer. Avem, destul. Cât fer? No, stai să mă uităm. Bă, animale, nu ne trebuie. Luăm și de la. Iepuri, bă, iepuri! Nu avem, nu prea avem fier, avem un stack și 3 din alea. Păi... Și mai avem de prăjit încă vreo no, 2 păi, stack. Floarea soarelui, păi atâta. 3. Păi pare să câteva. Bă, nu uitați, bă, bă, cam... Bă, 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 suntem live, bă, băiatule, bă, fiecare zi de la 6, bă. Cum să uit, mă? Iar uit. Nu știu, am zis că în fiecare video o să văd treaba asta. Până când le intră la oameni în cap. Ce e ăsta, mă? Armor, armor stand. Yeah. Ia, mă, de la pe care spui armura. Mm. Mamă, toată jucărea îi că trebuie să așteptăm să ajungă ăsta în capă, să vedem până unde naiba merge. Și după aia să ne apucăm să punem iară pistoane exact cum e aici. Și să facem... Ce, mă, tu minți, mă? Facem păi și unde se vinge, bă, din ăsta, mă? Gunpowder de ăsta. Mă, nu știu unde se vinde. Gunpowder aia. Știi? E ăsta? Facem exact aceeași treabă ca așa aici. Facem un dita mai cubul de piatră, după aia vine Billy cu silk touch, îl strânge pe tot, pentru că lui place să strângă piatră. Cu silk touch. Da. Aba. Auzi că... Ce, mă? Unde vând astea, mă? Nu știu unde le vinzi. Vinde, bă, Gun Panda. Unde vând Gun Panda? Gun Panda? Nu dar este Gun Panda. De... Bă, deci, merge cu 30 ceva, 40 ceva de frame-uri, dar am lag. Pur și simplu, nu știu. E lag de la server, mă. Nu de la cine, stai pe tot. Eu înțeleg că mai scade în 20 ceva, dar ei... Bă, nu-i bine, mă, astea nu se pot vinde, mă, ar trebui să vândă, mă. Cum dracu să nu se poată vinde, mă? That sucks, my friend. Oh, Gun Panda. Gun Panda? Mă duc să-l pun aici într-un cufer. Pana mea, și tu ai... Gun Panda? Cambridge-ul luat ca Shady. Eu, da, bine, mă, alo? Păi nu? Păi bă, 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 mi-am emancipat, nu? Ne. Ceoase. Bun, deci am zis că mai cumpărăm. No, lume. Lume. Soră, încă, lume. Încă, încă un, o veste bună, asta și pentru voi și pentru mine e vestea bună. Veste bună. Pe luna viitoare e posibil să schimbăm ceva componente din PC. Alai, mă. Cred că sigur, nu știu sigur cât o să le ai la ăștia să mi le livreze și cât o să-mi ia mie să-l pun grămadă pe tot, dar o să ne mutăm pe o platformă de i5 și o să meargă tot e mai bine. i5 platform i5. Și o să putem să începem să facem live stream-uri. Și o chestie la care m-am gândit eu a fost următoarea. Și este următoarea. Am câteva jocuri pe Steam, gen Tomb Raider, Black Ops 2, single player-ul, ce mai am? Mai am Deus Ex, Human Evolution. Păi stai, oprește-le că Deus Ex. Câte cuburi de astea ne trebuie de fier? Sau ce ne trebuie ca să activăm beacon-ul? Ne trebuie două stack cu jumate de cuburi de fier sau de aur, sau de emerald, sau de diamant. Wow. Atunci l-am valoare. Ah, bun. Și după cum ziceam, am câteva jocuri din astea, cum am zis și mai sus. Deus Ex, Human Evolution, ce am mai zis, asta cum îi zice, Tomb Raider, joculețe de genul ăsta, pe care chiar aș vrea să le joc și chiar și GTA 4 l-am, acum nu știu sigur dacă o să mai joc eu GTA 4 single player-ul sau să fac ceva cu el, dar mă rog, îl am acolo și
Mă gândeam să încep să... Cu toate că-s vechi jocurile, mă gândeam să fac gen niște serii cu ele, dar nu cum seriile obișnuite. Faci un episod de 20-30 de minute, îl postez pe YouTube, bla bla. Nu, mă gândeam să fac niște live-uri cu ele. Gen, mă apuc și fac pe YouTube un live de 2 ore, spre exemplu, cu pe single YouTube? Player, da, cu single player de la Black Ops 2 și ăla o să rămână acolo ca și video, ca și partea 1 din Black Ops 2. După aia, în altă zi, o să facem iarăși live cu el, tot așa, vreo oră sau 2 ore, să ne jucăm single player-ul de la Black Ops 2 și ăla să fie cum ar veni partea 2 din seria de Black Ops 2. Și tot așa până ce le termin pe toate jocurile astea care le-am eu pe aici. Am și Thief, am și Thief, parcă... TF? Da, cum zice ăla, hoțul curului. Da, ce mă... M-am gândit că ar fi o idee destul de ok, pentru că aș putea să interacționez cât de cât și cu voi prin live-uri și pe urmă ar rămâne și pentru cei care nu au putut să uite la live, ar rămâne ca și un episod de o oră sau două pe YouTube. M-am gândit că e o idee destul de bună, având în vedere că și vechi jocurile și nu prea le mai joacă mai nimeni sau nu prea mai face mai nimeni serie cu ele. Am zis să... Serie înserată. Serie înserată. Deci ne trebuie cuburi, da? De. Pe ce cuburi? Pentru ce? Pentru beacon? Yeah. 2 stack-uri jumate. De cub? De cub, da. 2 stack-uri jumate de cuburi, mă? Da, 2 stack-uri jumate de cuburi. Deci nu de ingot? Nu de ingot, de cuburi, mă. De cub de aur, mă? De cub de aur, da. Bă, tu ești bolnav? Nu, mă. Bă, uite ce la mine, mă. Bă, cuburi de astea. Da, mă, cub de ăla. Uite, da, mă, da, la mine, de asta. 2 stack-uri jumate de cuburi de alea. Păi dau faliment, mă! Păi ce vrei să-ți fac? Ți-i să trebuie bică, nu mie. Mă, tu ești bolund, mă! Atâția! Atâția! Vezi că am mai este lapis aici. Poți să te duci să-l faci cuburi și să-l vinzi. Bă, dau 2 stack-uri de cuburi. Da, mă, dau 2 stack-uri jumate. Bă, dă-mi 2 stack-uri de... Bă, tu ești sigur, mă? Foarte. Ce, bă, mă? Deci din 2 stack-uri am făcut 21 de cuburi, mă. Da. Și adică îmi trebuie 2 stack-uri de cuburi de-astea. Da. Uite, ai aici încă 3 stack-uri de aur, ca să poți să-l prăjești. Da, nu, e scump. Un beacon e scump. Nu e... Bă, da, tu ești pe bune, mă. Da, mă. Mă duc și bat mobii din Nether, mă, cu asta. Cu ce? Pentru? Cu săbiuța magică. Ești lălu, mă. Să-mi iei aur, mă. Pentru ce cumpără, să aia, strângem de la monstruozitatea asta. Bă, 2 stack-uri am, mă. 2 stack-uri și jumătate. Hai, mă, dar de ce nu poate fi mai puțin? Păi poți să faci mai puțin ca să activezi luminița aia de la bică, nu-ți trebuie atâtea. Dar dacă vrei să ai gen full chestia aia ce ți-o dă bică, nu trebuie să ai atâtea. Dar cine i-a zis am, mă? Ăștia care au făcut jocul. E, sproșle, mă. Păi, eu ce să le fac? Ești cu capul? Nu. Cum nu? Păi de ce ar fi cu capul? Bă, de ce 2 stack-uri jumate? Abă, tu chiar ai zis că e așa ușor, e Minecraft în pușca mea, ca să te pună să strângi. Păi de mult, mă! Nu, păi și asta e, să-ți faci o fermă de fier și ai fier căcălău după aia, să strângi 2 stack-uri jumate de locuri de fier. Tu ce, mă, gândește-te, mă, gândește-te la oamenii care prima dată când s-au băgat beacon-urile, au crezut că treaba asta merge numai dacă îi faci bază de aia din diamant. Și-au strâns oamenii 2 stack-uri jumate de cuburi de diamant. Așa. No, gândește un pic la asta. Păi bă, băiatule, păi... Păi diamantele le găsești mai repede, mă, că-s mai multe. Da, găsești mai repede diamantele ca și fierul. Ia, și dacă ai din ăsta, dacă ai... Dar nu mă refer aici pe Skyblock, mă refer într-o lume normală. Păi da, mă, și dacă ai Fortune... Nu le găsești mai repede ca fierul diamantele, mă, nu fi lălău. Te sigur? Ești foarte sigur. Păi tu minți, mă, eu nu te cred. Plus că poți să faci o fermă de fier. Și de aur nu poți. Da, poți și de aur. Păi vezi? Atunci? Nu, pe... Cum? N-avem pe serverul lui Andrei ferma aia de aur. Pe las că bine, bă, ți-am adus asta. Ce, mi-ai adus pistoane? Ia. Am adus să mai cumpăr aur, mă. Vrei tu să dărâmi restul de ăsta? Hai că nu mai sunt mult. Ce? Restul de la monstruozitatea asta. Bă. Bun, bine. Apoi ne apropiem aici de final, deci... De ce te pic? Vedem să știu. De lălău ce ești.
Bun, unde ai pus alea? Adică cum adică mă faci după mine lălău? Stai. Nu e. Unde ai pus mai alea, mă? Tu ești lălău, mă. Nu zic, nu. Lălău. Ce-are scuze? Ce-are scuze și după zic? Aici le-ai pus, nu. Nu zic, gata, nu. Îs la tine, du-te în pana. Nu, la mine. Le-am pus nu fi la tine. Le-am pus în cufer. Nu sunt niciun cufer, deci. Bă, le-am pus în cufer, nu te vorbi. A, bă, uite, le-am găsit. Nu, ai văzut lălăule. Lălăule. Lălău. Tu ești lălău. Tu lălău la tine. Bun. No, și acum trebuie să ne apucăm să punem noi toată treaba asta, așa, cu un cub mai sus. Așa. Așa. Bă, da, oricum, stai, că nu-i bine. Nu, no. Pute. Asta o să trebuiască să fie ori dintr-un lemn, ori din au, ceva. Au, dă-mi pace. Cu lemn. Ce? Dar nu vreau să fac din cabl, sau n-ar. Aha, mă, te rog, ce nu? Arată nașpa din cabl. Uite, hard în clay în pana mea. Dar, dă unde ai tu de la? Dar nu știu, este ce într-un cufăr. E unde? Pune cu lemn de asta. Atât, gata, m-a hotărât. Ce? Wow, folositorii fly-ul ăsta pe Skyblock, să ne puneți dacă nu. Ia, dar, păi, nu ce crezi că-l cumpără lumea? Yep. Păi nu? Dacă multă lume s-a prins că prin comentarii că, a, bine, mă, pe, dar voi aveți fly, mă, vă ovi ușor, mă, dar puteți să-l cumpărați și voi, că nu știu cât e. 5 euro. Nu, 5 euro fly-ul, ce e pișca mea? Alocație, e copil. Ce alocație, mă? E mai mult alocație, bă, alocație pe vremea noastră. Vă dați alocația pe lună și vă las fly pe MCX. Bă, pe vremea noastră era alocația 5 euro. Dar pe cât nu știu cât era alocația pe vremea. 25 de lei aveam, nu? A, 25 de lei, 5 euro. No. 5 euro alocație. Ce zice, din străinătate au câte 300-400 de euro alocația. Și-a pe te mir că intri pe Steam să te joci un Call of Duty sau un Counter și dai numai de copii din ăștia tryhards în pușca mea. Apoi zău, așa dacă nu. Dar pe vezi, mă, n-au ăștia vin în pușca mea că bă, că dacă vine război, nu știu ce, tinere între nu știu cât și nu știu cât vin. Du-te bă în pizda, mă, tu mi-ai dat 5 euro alocație în pula mea. Tu vrei să vin la război. Tu ce aici, mă? Doamne fere, eu sunt primul care vă împușc, mă. Nici n-aștept să vină aia peste voi să vă împuște ei. Vin eu direct, auzi, mă. E bine că am s-o mări la vreo 70 de lei sau ceva în vine. Serios? Dar oricum, da, ia. Aia e pușca mea. Dar oricum, bă, ne-am avut pe vremea noastră, ne-am avut 5 euro în pușca mea alocație. 5 fucking euro! Pentru 5 da, euro nu deschid Photoshop-ul dacă vine unul că are o comandă. Îi zic direct, te în pușca mea, nu deschid nimica, mă, ești bolun. 5 euro. E, băi, nu. Ce vrei și tu? Ce, mă, că din aia 5 euro îmi cumpăram păpuci, mă. Păi da, mea. Mă, dar nu zic amu că nu-ți cumpărai, îți cumpărai, da. Nu, deci cu 25 de lei, cu 25 de lei mă duceam în piață și îmi cumpăram tenis de aia cu crampoane. Și peste două săptămâni nu mai vreau crampoane tenis. Până luna următoare. Erau lucioși. Nu, mai erau dus de crampoane. Ce erau? Crampoane de alea de sau puneam bani să cumpărăm minge la școală, în pușca mea. Yeah, why? Ne cumpărăm de aia cu 8 lei. Ultim pana 80 de mii. Ata fotbal am jucat cu Artex-ul și atea Artex-uri din aia am luat în față. Uai, așa vineam dureau. Acasă îmbujorat în pana mea de la fotbal. Cât era fain, mă, cât era. Altă viață. Știu că mi-a luat tatăl, mi-a cumpărat mama un training de la șmeche din piață, frate. Și m-am dus și am fugit afară, m-am zis că așa am picat în genunchi, el te-a s-a dus pe bune, nu te l-am găurit în genunchi. Nu, ți-a trebuit să merg cu training-ul nou afară să te joci. Da, păi am ce să fac, frate, nu, asta este, nu. Ăla mi-l-o la, vezi, doamne, eu să mă duc la școală, știi, căcată de aia. Yeah. Mi-era mic, mă, meream cu training-ul la școală, mă, fratele meu, dacă nu-i Armani, nu mere. Bine că nici eu nu meream cu training-uri la școală, că mergeam cu uniform sau pana mea, dar cu training-uri la sport, știi? Păi da, meream sport, meream în training. Bă, nu știu, parcă și profesorii aveau altă gândire pe atunci. Am ziua de astăzi, tătuți ca ceapa. Tătuți lălâi. N-am mai făcut treaba asta aici. Acum construiesc. Nu mai pun astea, puneți ce. Asta trebuie normal să le facem noi off-camera, că știe lumea deja cum se treaba, numai că, mă, no, dacă... Trebuie să pun și eu, mă. Hai, încoace. Ia.
Ce, mă pui numai tu, mă? Opa, am pus unul greșit. Spargi, mază. În seria asta de Skype, știți cum e, că facem mai multe chestii on camera decât off camera, că așa e. Avem, având în vedere că avem pe aici tot felul de flyuri și de game mode-uri și de astea, păi vine lumea că, ce, bine mă, voi vă faceți tot cu fly, cu game mode, nu știu ce, păi normal că folosim fly în pușca mea, uite ce ușor e să zbor. Dar nu-s nebun. Păi... Nu? Dar păi nici-l avem dacă nu l-am putea folosi. Ia. Hai mă, să ne uităm la el. Dar game mode-ul... Dar ăla nu prea avem ce face, pe la ce Dumnezeu să-l folosim. Când nu putem să cumpărăm tăte. Ia, n-are niciun... E ca și cum aș folosi cheat-uri la Counter-Strike în pușca mea dacă folosesc game mode-ul. Pe o serie de asta de survival, nu știu, mi se pare absurd. Am mai văzut la faza din Pusland, că fac acolo, cum îi zice, am sparge-l tu pe ăla. Fac acolo ferma aia imensă de gardiani. Merge și cu mâna mobilă. Și am văzut pe câteva persoane care au venit cu ideea că, bă, puf, dar păi dă-ți itemele din game mode și puneți-le acolo și după aia să nu mai ai nicio treabă și chestii genul ăsta. Bă, nu știu, mi se pare o absurditate în pușca mea să fac lucrul ăla. Având în vedere faptul că... Da, bă, da. Redstone avem? Avem redstone. O, unde? La mine. Cât? Destul. Bă, dăm să pun deasupra. Ia. Yeah. Pum, 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 da, să pun, mă! Ce, mă? Redstone. Na, tu ce faci? O spargi ca să pui iară? Păi, dar de ce nu mă lași pune să pun? Bă, de ce se las pe tine să pun? A, eu vreau că să pun. Că tu strângi tot în bană. Eu, mă, vreau să pun. Na, mă, pune tu în bană, că tu te apuci și strângi tot pe aici. Nu știu dacă avem destule. No, și aici facem exact treaba care am făcut-o aici, pe partea asta. Cu redstone și cu repeatere, mai trebuie să mai cumpărăm niște repeatere. Și să rezolvă problema foarte, foarte rapid. Era să mă duc. Unde? Pe Marte? Pe jos, pe Marte. Pe jos, Marte? Era să plutesc în pușcă. No, ne trebuie aici, parcă, și aici. Și după aia... Bă, dar e mult, mă, de pus. Bună dimineața! Hai, pune tu! Nu, pune-o! Nu mai pun. Pune! Nu! Pune, că mai am un pic. Nu mai am! A, nu mai ai? Am pe nici eu nu mai am. Păi dăm! Mai am 6 bucăți de une, că nu mi-ajung. Păi dai de Skype, pune-mă, că mai se face nimic. Mai sunt astea? 1, 2, 3, 4, așa, e bine. Atât. Ajung, hai. Na, poți să mai luăm noi niște rest, sunt pe data viitoare și o să mai... Păi dar mere și luăm de cinită de la asta. Opa. Da, cum nu? Da, cum soare nu? De ce, mă? Hai, mă, că luăm de acolo, mă, nintă una, două, rezolvăm. Și apoi după aia vine treaba asta, așa, și aici o să vină repeaterele puse. Pe partea asta? Ia. Yeah. Și repeater avem? Și aici o să vină, nu, din pofolo, aici o să vină așa, vezi restul. Na, păi, pana mea, o să facem asta aici, astea, oricum, oricum. E ca și la asta, la altă, mă, jabă. Ce asta, mă? Vezi? Vezi aici? Ce? Vezi? Asta. Mm-hmm. No, exact, ce? Așa. La ce bună? La ce bună? Aia împinge toată treaba asta în jos. Aia împinge? Da. Eu împinge? Eu împinge. Și-ți place? Probabil. Bă, hai leac, pofă. Ce, mă? Hai leac. Nu. Hai, mă. Nu. Hai, mă. Nu. Bă, leac. Nu. Hai la mine să vezi. Nu. Hai să te arată. Nu. Te rog, mă. Nu. Un pic, nu. Nu. Da, bun. Dar nu mai facem mai acolo că e plin de lag, mă, umpli serverul de lag. E plin de lag. E plin de umpli serverul de lag. Mă, lasă-mă că nu. Bă, vrei oase? Ce să fac ele? Dar nu știu, te-mi trebuie dacă vrei. Nu, no, păi nu-mi trebuie. A, mă. Nu. Da, o bucată de fier, vei? Nu. Tu ce vrei, mă? Eu, dietă, e mai puțin ce ai tu. Pac. Oare trece prin slab-uri ăsta, e curios. Du-te, mă. Nu, trece. Mii, mă, ce schemă.
Ce, mă? Nii, mă. Am mult te-ai gândit tu. I-am pus ciuizme, mă. Vezi, este ca aia cu un braco pe Barbie. Ai zis? Bă, de ce nu l-a lăsat unde l-am pus eu, mă? Aici, mă. Nu. Hai, mă, cinită, mă, de mijlocul ăsta. Nu, mă. Pune-l de desubt, hai să iasă până ăsta, mă. Dar nu iasă prin aia, mă. Am, pune-l, mă. Bă, ce fac? Tu strângi cuburile, mă. Dar le împușcă așa, n-avem ce face cu diamantele. Bă, tu ești lălău, mă. Nu-i ca și cum avea ce face cu ele, nu? Ia un os. Dă-te, mă, de acolo, mă. Ia, mă, oase, stai. Încurci traficul, dă-te în pana mea. Bă, ia oase. Vine, mă, să dau oase. Eee, bendeho. Ia ce avem. Ce, luminița asta? Avem la luminița. Păi uite-te, mă. O altă culoare. Nu se poate. Na, bun, lume, astea fiind zise, vă mulțumim că ați stat alături de noi să vă plictisim 30 de minute. Mortal. Așa. Ne vedem în episodul următor când, nu știu, o să vedem ce o să facem. Dacă aveți sugestii, dacă aveți sugestii cu ce să ne mai prostim și noi pe aici prin Skyblock-ul ăsta, puteți să ne lăsați în secțiunea de comentarii. Fiate-mi, că știu eu, fiate-mi, pistone. Sunt binevenite. Nibă, nu asta, mă. Fiate-mi, bă, pof, fiate-mi. Și ne vedem data viitoare. Până pistone. Ciao, les. Aaaa.